Noi insistăm, stimați colegi, asupra respectării regimului de lucru al Parlamentului pentru săptămâna viitoare, astfel ca să avem ședință și joi. Deoarece, timp de 4 ani, nu puteți să reparați 2 clădiri pe care le-ați și incendiat și le-ați distrus. Și acum, pe lângă celelalte, folosiți localul temporar al Parlamentului pentru petrecerea diferitor serate, șezători și petreceri private, inclusiv cea pe care o planificați pentru joi, cu participarea unor reprezentanți, nimeni nu știe cine sunt, nimeni nu știe în Moldova, nimeni nu știe în Europeană, cine sunt norociți cei care au de gând să vină joi și să petreacă aici o ședință cu dumneavoastră. Deci, în această ordine de idei, noi vă anunțăm că noi, fracțiunea Partidului Comuniștilor, ne rezervăm dreptul joi să venim la ședința în plen al Parlamentului și să o petrecem, indiferent cine va fi aici, câți vor fi aici, din nivelul lor, de dorința dumneavoastră sau de lipsa acesteia. Noi o să venim aici joi, de dimineață, toți, la ședința Parlamentului.